Bună ziua și bine ați venit la 360 de grade. Astăzi vom vorbi despre legea destinului, numită în filozofia orientală karma. Alături de noi în platou se află doamna Liliana Levința, redactor șef adjunct la Guardianul. Bună ziua și bine ați venit. Și domnul Cristian Pompei, redactor șef Luna Misterelor. Bună ziua și bine ați venit. Se spune că niciun fenomen de pe lume nu rămâne fără o implicare în plan concret. Adică, cu alte cuvinte, nimic din ceea ce facem nu rămâne fără urmări. Lucru de care mai mult sau mai puțin suntem conștienți. Cel mai mult nu suntem, în cea mai mare parte a timpului. Haideți să vedem până la urmă ce este această karmă. Și ce implicații are ea, pentru că se pare că are implicații uneori chiar grave. Teoretic așa este. Dacă pornim de la vorba românească, roată care se întoarce și odată și odată te lovește. În filozofia indiană se spune că o piatră aruncată undeva, odată și odată se reîntoarce la cel care a aruncat-o, dacă ne referim la karma. Bine, aici e un pic relativ. De ce? Pentru că este foarte greu să probezi acest lucru. Foarte mulți spun, noi greșim. Exact. Noi greșim. Bun, ok, greșim, că toată lumea greșește. Problema apare în momentul când se repetă aceeași greșeală la infinit. Deci eu, dacă nu conștientizez că am greșit același lucru de 3 ori și continui pe același plan, undeva mă voi lovi de un zid. Nu din propria mea experiență, din experiența celor care scriu, datele care ne parvin. Sunt anumite greșeli pe care omul le face și pentru cei care știu, orice afecțiune, spune o afecțiune mai gravă a corpului uman, nu a sufletului, se repercutează. Dau un exemplu. Știm că un om furios, de exemplu, va avea, nu atunci, după o anumită perioadă, va avea probleme cu ficatul. Deci este posibil ca această karmă, această, știu, nu știu cum să-i spun, karmă, să o lăsăm karmă, ca să nu intrăm în alte lucruri, să aibă un sâmbure de adevăr, dar acel sâmbure de adevăr deocamdată nu este la nivelul palpabil. Este părerea mea, nu vreau să intru în polemică cu alții care susțin, mamă, karma e așa și face, să ai grijă pe un drum. Asta vreau să vă spun, că în general oamenii nu cred decât în acele lucruri pe care ei le pot demonstra. Și din păcate această teoria a reîncarnărilor și a vieților succesive, deci implicit a karmei, încă nu se poate demonstra decât de către cei care pot să facă regresii sau care pot retrăi anumite experiențe în stare de hipnoză. Deci nu este ceva care poate fi demonstrat. Și atunci asta vreau să vă întreb, ce argumente stau în picioare în ceea ce privește această teorie? Revenind un pic la ce spuneam înainte, cu acele greșeli pe care eu le repet, deși vin cei de lângă mine, vin prieteni, măi, iară face aceeași greșeală. Cum e tot în popor? Prost de bun. De ce dă oamenilor diverse bani, știu eu, foloase și așa mai departe, unora că nu merită? Ăia la un moment dat o să zică, lasă, că pe data de 15, ăla vine și dă. De fapt, asta este karma lui. Exact, asta este karma și să el... Să fie prost, exact, de bun. Să fie, dar până la un anumit punct, pentru că și prostia asta și bunătatea asta are o limită. Punctul acela îl stabilește... Poate însemna naivitate, până la urmă, care este un defect. Nu neapărat. Acel punct unde te oprești să dai, sau, mă rog, după cum zice românul, orice, nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită. Da. Practic, asta poate să fie karma ta, să te lovești și să faci aceeași greșeală și să, nu știu, dai dovadă de prea multă încredere în oameni. Poate că asta este karma ta în viața de acum. Poate că în trecut ai înșelat foarte tare încrederea oamenilor. Tu te-ai folosit de ei. Și atunci, acum te-ai născut ca să vezi cum e, să înveți și această lecție. Dar da, eu aș vrea să vă întreb ceva concret. Spre exemplu, mai devreme am spus că lucrurile, dacă nu sunt demonstrate, nu sunt credibile. Dar pe de altă parte, sufletul nostru... Nu le poți demonstra. Exact. Dar pe de altă parte, sufletul nostru ne dă de veste atunci când este, cum spuneați, un sâmbure de adevăr. Și chiar vreau să vă întreb, din experiențe personale, vi s-a întâmplat vreodată să vă simțiți că parcă știți de undeva anumite lucruri, că parcă sunteți conectați cu alte experiențe, cu alte trăiri, cu alte vieți sau... Parcă ceva ar avea altă explicație decât ceea ce este acum în viața asta la îndemână? Eu pot să spun, fără să apar glumeț sau știu eu, sunt foarte mulți oameni care ne văd și spun, ia uite și pe aia care au luat-o pe arătură, nu.
N-am luat-o deloc pe arătură, suntem bine ancorați în realitate. Prima dată când am conștientizat, pentru că la un moment dat nu conștientizezi anumite lucruri, le vezi, nu știi unde e. A fost în muzeul de arheologie din Timișoara, Muzeul Banatului, unde eram cu niște prieteni, mai de mult, sunt câțiva ani buni de atunci, și am intrat în sala armelor și am zis, acolo pe perete sus este o armură care are o lovitură de sabie de la stânga la dreapta. Ăștia au râs, au făcut glume pe seama mea și când am ajuns în dreptul armurii, exact așa, era prima dată când intram în muzeul respectiv. Deci, ori am asistat în altă viață la o bătălie și am văzut. Poate ai făcut o tăietura. Da, poate eu am purtat armura respectivă. Poate. Sunt zone în România unde mă simt ca acasă. Și nu numai în România. Și în alte țări. Și în alte țări mă simt ca acasă. Pur și simplu cunosc, nu mă pot rătăci. Am fost în ultimul timp în țări, nu cunoșteam deloc prima dată. Deci nu am putut să mă rătăcesc. Și inexplicabil vă simțeați la un moment dat, eu cu timpul și lucrând unde lucrând și am început să-mi explic. Oamenii venind în contact cu mine și anumiți prieteni și cunoștințe și oameni care văd că li se întâmplă ceva și nu și explică. Dom'le, am înțeles. Să țin ghinioanele de mine lanț fără să fiu, să am o problemă. Exact, exact. Hai să vedem, să găsim o explicație. Și pe măsură ce încercăm, în funcție de ceea ce se întâmplă, în funcție de accidentele care le ai, în funcție că aici e cel mai rău, soarta când te lovește, soarta, între ghilimele, karma când te lovește, depinde cum te lovește. Una este să îți fure portofelul și să nu mai ai bani 2 săptămâni și una este să dea mașina peste tine. Sunt lucruri... Păi, haideți să facem atunci o ierarhie. Sunt probabil anumite... greșeli pe care le facem și care sunt cu plată imediată, probabil cele mai puțin grave, când plătim imediat, peste o zi, peste o săptămână, o lună sau cu bătaie până la un an și sunt, așa se spune cel puțin, acele greșeli mai grave care, pe care le putem trage și generații. Cum se spune, sunt acele blesteme din neam pe care le putem prelua pentru că generații... Aici intrăm în altceva, în alt domeniu cu blestemele. Plătesc. Intrăm în alt domeniu. Nu. Părerea mea este că cei care au karmă, că vorbim despre karmă, cea mai grea au persoanele care rămân de mici infirmi sau contactează o boală, așa zisă, incurabilă sau pur și simplu să chinuie să-și întrețină de mic copil. Am întâlnit foarte multe cazuri de copii la 12 ani, 14 ani, care își pierd și bunicii și părinții în accidente și rămân cu frați cu absolut nimic în casă sau le arde casa și trebuie să o ia de la... Sunt persoane care sigur au avut în altă viață, poate au pusul, poate au luxul, poate nu, poate trebuie să-și continue chestia asta și au o karmă grea. Sau poate la rândul lor au prejudiciat altădată. Categoric. Chiar aș vrea să te întreb, Lili, ai întâlnit sau ai avut experiențe personale care te-au pus pe gânduri? Ai făcut vreodată o legătură concretă? De foarte multe ori auzim expresia sunt blestemat sau m-a bătut Dumnezeu. Și oamenii chiar nu realizează... Oamenii că... nu spun m-a bătut Dumnezeu. Asta e problema, că oamenii nu spun m-a bătut Dumnezeu, oamenii spun te bate Dumnezeu. Ei se referă întotdeauna la celălalt. Se gândesc de multe ori, lasă că ți-a făcut rău, o să vezi că Dumnezeu nu doarme, o să-i se întâmple și lui, dar problema este că oamenii nu conștientizează că în momentul în care li se întâmplă ceva rău, poate că li se întâmplă pentru că în trecut au greșit cu ceva anume. Sau în viața asta au greșit. Cât de vizibil este ceea ce face? Pentru că nouă mi se pare că dacă avem un gând, pur și simplu gândim ceva. Mă gândesc acum rău la Liliana, să spunem. Avem senzația că faptul că nu este exprimat acest lucru nu este vizibil. Și asta vroiam să vă întreb. În astral se văd aceste vibrație, lucruri până acolo, și gândurile și emoțiile știm, se plătesc și aceste lucruri? Cât de grave sunt? Exact. Fără să, să-ți dai seama, transmiți o energie. Dacă stăm să ne gândim la acest lucru, la telepatie, la invidie, da? Care este practic tot un gând telepatic. Se ciudă pe cineva că are... Lili, ai avut vreo experiență de genul acesta concretă când ai gândit sau cineva ți-a făcut rău și ai observat, ai făcut o legătură că a plătit acest lucru sau ai auzit că persoana respectivă a pățit ceva? Mă interesează aceste conexiuni între cauză și efect. Am avut când eram la primul meu servici, aveam 19 ani și... o colegă de serviciu m-a nedreptățit foarte tare. Mă rog, era în perioada Revoluției, a mințit și m-a nedreptățit foarte tare. Nu vreau să intru în amănunte concrete,
Cert este că peste o lună și-a pierdut mama. I-a murit inexplicabil. Se întâmplă ca... Nu vreau să cred, nu-mi permit să cred că cine mă nedreptățește pe mine și-o primește imediat, dar am văzut prea multe situații în care cei care se poartă foarte urât, aproape imediat își primesc răsplata. Foarte puțini oameni realizează că exact ce... cu ce îți ocupi gândurile, exact asta primești. Și e greu să te abții, să nu fii pesimist, să nu fii invidios. Și atunci exact asta atragi spre tine, pentru că nu ai cum să atragi altceva. Dar eu dacă stau să mă gândesc la karma, karma într-un fel, ce înseamnă karma? Destinul, nu? Să o spunem destinul. Cumva pe românești. Bine, și ideea într-un un pic fel, de fatalitate da. Înseamnă această karma. Fatalitatea, da, poți să o ai. Te-ai născut cu un scop pe pământ, asta este clar. Trebuie să înveți o anumită lecție sau poate mai multe. Cât de mult credeți că ne putem abate de la această așa zisă karma? De fapt, de la destin. Nu, noi trebuie să plecăm de la un lucru simplu. Ne putem sau nu abate de la destin? În poveștile din copilărie, și îmi pare foarte rău că s-au uitat niște lucruri, se spunea, fiul meu, când pleca, să aducă merele de aur. Dau un exemplu. Sunt două drumuri să ajungi. Pe drumul ăsta, dacă o iei, exact, e mult mai arbitru, simplu și ajungi, dar ajungi cu 20 de ani mai târziu. Și pe drumul ăsta, dacă o iei, te așteaptă toate obstacolele, dar ajungi mult mai repede. Da, dar destinația e una singură. Destinația este una singură. Ideea e următoarea. Eu dacă ajung pe drumul ăla mai lung, de fapt, nu văd nimic. Pe drumul celălalt, viața, nu există pe pământul ăsta cineva care este în viață încă să spună, păi eu am de la 2 ani până la vârsta de X, am huzurit. Nu cred că există, inclusiv bogătașii respectivi. Există, care sunt. Ei spun. Adevărul însă este altul. Este cu totul altul. De asta e și proverbul că banii n-aduc fericirea. De ce? Poți să ai din punct de vedere material absolut tot și să nu ai din punct de vedere sufletesc. Ce vreau să subliniez este că nu toate lucrurile rele care ți se întâmplă sau pe care le vezi tu neapărat rele, nu toate sunt de fapt o pedeapsă. Pentru că există experiențe pe care le ai ca să te întărești, să te redescoperi. E o școală. Să te cunoști mai bine pe tine ca persoană, să crești sufletește, să crești emoțional. Să crești spiritual. Să crești spiritual, nu toate lucrurile rele care ni se întâmplă în viață ni se întâmplă pentru că suntem neapărat pedepsiți, nici să suferim de chiar boala persecuției. Unele se întâmplă tocmai de asta, pentru că suntem pedepsiți. Unele de asta. E bine să avem grijă, chiar în plan concret, e bine să avem grijă cum ne purtăm cu cei din jurul nostru. Și apropo de asta, îmi povestea un actor, apropo de viața de la Hollywood, că acolo nu știi niciodată cu cine stai de vorbă și trebuie să fii foarte atent cum te comporți cu oamenii, pentru că astăzi poți să vorbești cu băiatul care aduce poșta, celebrul mailman care aduce poșta prin birouri și peste 10 ani, fiind țara și tărâmul tuturor posibilităților, peste 10 ani el poate să fie președintele unei companii care produce filme. Și tu ca actor, dacă te-ai întâlnit cu el, el chiar îmi spunea că a trăit o asemenea experiență. Te întâlnești cu acel băiat pe care nu dai 2 bani și eventual îl și umilești și îl tratezi urât, el clar nu uită. Pentru că toate aceste atitudini pe care le ai, ei nu le uită, pe ei doare și îi țin minte. Și ajungi să... acea vorba, ajunge la mâna cuiva. Și cred că cel mai simplu este să ai grijă să nu ajungi la mâna cuiva sau să lași întotdeauna loc de bună ziua. Ce se întâmplă cu oamenii care sunt urmăriți de ghinion, spre exemplu? Sunt oameni care toată viața au numai ghinioane. Ei ar trebui la primul ghinion real mare să se întrebe de ce îl are. Și să vadă pe ce este ghinionul. Este pe plan afectiv, este pe plan material, este pe plan spiritual. Spre exemplu, ghinionul de a rămâne de timpuriu fără părinți.
Nu, asta face parte, nu este un ghinion. Asta face parte din karma. Deci pedeapsa el, de a rămâne de timpuriu nu, fără părinți. El, după pentru cum spunea, el nu este o pedeapsă. Nu e o pedeapsă. Poate. Suferă și a pierdut părinții, dar poate că pentru el este o experiență care îi se dă ca el să se dezvolte ca suflet mai mult. Poate că pentru el să-și nu aprecieze este neapărat copiii, dacă i are. Da, poate nu este că asta face parte din karma lui de a-și atinge, cum spuneam, scopul lui pe pământ. Poate că el ar deveni o persoană mult mai rea, mult mai egoistă dacă ar avea părinți. Ce exemplu în jurul nostru avem. Și da, de asta spun că nu ai de unde să știi ce este pedeapsă și ce este destin. Dar poți să ai grijă să fii în viața de zi cu zi, pentru că ce se întâmplă? Și oceanul este format din picături. Să ai grijă să fii în viața de zi cu zi genul de om care să nu faci rău sau măcar să nu faci cu bună știință. Toți suntem slabi, toți avem sentimente, suntem supărați, suntem furioși, vrem să ne răzbunăm. De multe ori gândim așa, vrem să plătim cu aceeași monedă, vrem dinte pentru dinte, dar, pe de altă parte, această amărăciune care se strânge în noi ne transformă pe noi în oameni, așa zis și oameni loviți de ghinioane. Eu nu cred că ei sunt niște persoane extraordinar de bune și de înalte sufletește și sunt urmăriți de ghinioane. Nu cred așa ceva, pentru că Dumnezeu n-a creat rebuturi. Se întâmplă să fie însă și persoane foarte, foarte bine poziționate spiritual, care au o serie de ghinioane sau așa zise nedreptăți aparente, pentru că probabil sunt la ultimul stadiu de evoluție și li se dau toate acestea pentru a se purifica total. Sau asta vreau să vă întreb, cum stau lucrurile? Să spunem că ai ajuns la un nivel destul de avansat. Atunci cum se mai produce purificarea? Tot prin suferință? Trebuie să înțelegem care e nivelul. Anumite criterii de purificare a spiritului. Anumite niveluri de spiritualitate sunt date tot de oameni. Deci eu spun că sunt 7 niveluri. Altul spune nu, sunt 12. Altul spune sunt 13. Exact. Eu cred că noi trebuie să ne vedem de ale noastre. De ce? Pentru că noi am pierdut o compatibilitate cu cei din jur. Și dau un exemplu foarte simplu. Exact și ce foarte spuneam, să ne învățăm să intrăm într-o încăpere sau oriunde și există o persoană nouă sau care vine, care arată bine, îmbrăcat bine sau îmbrăcată bine, care emană repulsie. Cu toate că persoana respectivă arată foarte bine. Deci, la prima vedere, un om n-are ce să-i reproșeze. Ea vorbește frumos sau el vorbește frumos, dar tu, unul din om, să uite așa, ciudat. Mă, ce-i cu asta? Nu mă simt în siguranță lângă el sau ea. Sunt persoane care trec pe energia stradă, energia, persoane. Vibrația. De câinele nu mă latră pe mine. Vine dânsă. Și începe pe să mine mă latră nu, toți câinii. Nu. Deci este posibil că acea compatibilitate, acel gând negativ, poate nu, poate e chestia de oboseală, poate sunt gândurile pentru a doua zi. Câinele simte, noi ne-am pierdut acel simte. Sau poate că are un spirit înalt și ți-e frică de exact, exact. Poate te sau pur și simplu inferior. E frică câinelui. Nu. Aici am întâlnit un studiu, o mică paranteză, e un studiu foarte interesant. Câinele de foarte multe ori latră când e frică de persoana din față. Deci omul poate să domine câinele, mai ales de la înălțime. Dacă omul coboară la nivelul câinelui, câinele respectiv nu o să mai latre. Noi vorbim de un om bine structurat, nu unul care vrea răutate, să gândește numai la... Atunci câinele îl latră. Deci e greu de stabilit o ierarhie. Ce înseamnă nivel spiritual? Toți o considerăm pe Papa, regretatul Papa, care a murit. Un om înalt spiritual. Ce înseamnă Maica Tereza? Și alții, și Arsenie Boca, și Petrache de la Maglavi chiar. Spirit înalt. Cine hotărăște dacă sunt spirite înalte sau nu? Aici este o întrebare pe care eu, unul acum, în clipa de față, nu pot să răspund la această întrebare. Cine face această ierarhie? Pentru că dacă eu o fac ca un om, nu pot să fiu... O fac oamenii în funcție de percepția lor. Exact. Și uneori poate nu-i bună. Cât de mult își pot explica anumite aspecte în viețile acestor oameni. Ați spus că cine hotărăște, cine este bun. Cine hotărăște, presupun că universul sau entitatea supremă, care îi spunem Dumnezeu, hotărăște, pentru că adevărul prin este unul și același. Prin cine? Prin mesagerii lui, prin îngerii lui. Universul oricum are un singur adevăr.
asta este clar. Faptul că noi ne abatem sau nu de la el sau faptul că noi emitem judecăți greșite, spre exemplu, eu pot să cred că Liliana este bună și de fapt este rea, asta este problema mea. Cam cât de clară, cam cât de dură este această plată? Adică până la urmă chiar trebuie să ne temem la fiecare pas sau există o perioadă în care ni se permite, eu cel puțin din propria experiență așa am observat, este o perioadă în care ni se permite să facem o greșeală. Și în momentul în care deja am întrecut măsura și am persistat în greșeală, atunci chiar că ne lovește trăznetul, la modul propriu. Aceeași greșeală repetată de 100 de ori ciclic sau, cum îi spunem, periodic. Dar sunt niște repere? Păi sunt. Aș vrea să știu. Un reper simplu, în momentul când eu, de exemplu, simt și sunt simt că nu trebuie să fac aia sau mai vine cineva cu și îmi spune: "Măi, nu e bine să. Vezi că e a treia sau a patra oară când te lovești cu capul de stâlpul respectiv. Vrei chiar și a cincea oară să te lovești de același stâlp? Și tu mergi mai departe și te lovești de a șasea oară." Și atunci cu cui ăla? Eu cred că există o justiție a naturii care nu te iartă. Întârzie și când vine. Dar nu iartă. Și avem fiecare entitatea noastră care ne veghează și care are grijă, pentru că sunt foarte mulți oameni, ar trebui să aibă fiecare pe cineva care să-l vegheze și să-l... Nu, totul de fapt este un echilibru. Și în momentul în care te abați de la drumul pentru care tu ai fost trimis să îl parcurgi, da? Dacă e să spunem că ne reîncarnăm de mai multe ori, în momentul în care te abați, tu trebuie să revii cumva în echilibru. Pentru că dacă observați, sunt situații în care într-un anumit domeniu al vieții îți merge foarte bine și în altul nu merge deloc. Sau ți se întâmplă, de aia să și spune o nenorocire. Ți s-a întâmplat așa ceva în care să observi că în mod clar într-un domeniu merge foarte bine și imediat se întâmplă o contrabalansare? Mi se întâmplă tot timpul și cred că tuturor, cred că și ție și tuturor ni se întâmplă, nu poți să le ai pe toate. În momentul când vrei mai mult din domeniul respectiv și ai depășit acea plapumă. Aș vrea să vă întreb, vorbind despre legea karmei, ce anume vi s-a întâmplat concret, dacă ne puteți spune, în viața aceasta, pentru că este imposibil ocupându-vă de aceste lucruri să nu fii conștientizat, ce anume vi s-a întâmplat concret legat de această lege a karmei și ați făcut imediat legătura că am greșit, am plătit. Sau invers, am făcut bine și am primit recompensă. Dar poate nici n-ai greșit. Chiar v-aș ruga să ne dați niște exemple, ar fi foarte important. Unul din ele, acum câțiva ani, bun de tot. Trebuia să plec cu mașina la pescuit. Cu mașina firmei la care lucram, mașina șefului de atunci. Și în seara, în dimineața, înainte de a mă trezi, era ceva care îmi spunea: băi, nu pleca. Mai stai încă 10 minute, mai stai un sfert de oră. N-am ținut cont. Și am ieșit pe ușă, câinele care l-aveam atunci, l-am făcut tot așa pe picioare. Nu mă lăsa să ies din curte. Și totuși am ieșit. Și la universitate a intrat un om. Deci n-am ținut cont de acele lucruri. Poate erau ale mele. Poate erau transmise de cineva, de mentorul meu sau de entitățile care mă protejează. N-am ținut cont. Asta odată. Am ținut cont odată la munte. Și era să pățesc rău de tot. N-am ținut cont la o chestie foarte simplă, cu banii. Nu te duce să schimbi, am schimbat, trebuia să schimb, erau dolari atunci, 100 și ceva de dolari. Și când am schimbat, am plecat, am luat banii, am numărat, am pus în buzunar și am luat puțin. N-am ținut cont de niște lucruri. Deci rău eu mi l-am făcut, n-a venit nimeni din exterior. Eu n-am ținut cont de niște lucruri. Îți faci că de multe ori simți. Îți vine, asta este ai un ceva. Instinct. Asta este într-adevăr. Primim mesaje. Și dar pe lângă acestea... Și să-l ignori. Îl ignori, da, dar pe lângă aceasta, eu vreau să vorbim puțin despre acele lucruri care sunt date pur și simplu despre acea fatalitate. Deci sunt oameni cărora le e dat, sunt femei cărora le este dat să suporte un viol, să sufere un viol. N-au ce să facă oriunde și să aibă gardă de corp, ele trebuie să treacă prin experiența violului. Sunt oameni cărora le este dat să treacă prin experiența pierderii unui copil sau, cum spuneam, a părinților sau, Doamne ferește, pierderea cuiva sau a iubitului. Deci acestea sunt date. Asta nu le poți. Poți să asculți orice mesaje interioare vrei, că nu poți să treci de aceste experiențe. Deci aș vrea să vorbim puțin despre această fatalitate. Ce ne încarcă această karmă? Ce anume? Adică ați observat niște legături? Ce fel de oameni ați observat că au astfel de pierderi? Unii care sunt foarte răi, foarte duri, care poate în alte vieți, eu știu, au eliminat din viața lor oameni apropiați, au făcut să sufere oameni apropiați. Din experiența mea, apropo de exemplele date, omul a provocat tot. E părerea mea. Nu, eu nu cred că există un criteriu.
Ce rău poate să facă o fetiță de 6 ani care este violată? Ea a venit este o încărcătură karmică pe care și-a atras-o poate în altă viață. Sigur, da. Pare o nedreptate strigătoare la cer. Cum un copil să sufere așa ceva? Sunt mai mulți factori. Este și familia care nu interesează. Majoritatea lucrurilor se întâmplă în familii dezorganizate sau părinții pleacă și își lasă copiii de izbeliște. Sau poate fi o pedeapsă a părinților? Da, poate să fie o pedeapsă a părinților suportată de copii. Apropo de blestemele de la 7-a speță, a 9-a speță, când părinții... Eu am în familie un exemplu de genul ăsta. Mătușa mea, că între timp a devenit mătușa mea, era foarte îndrăgostită de fratele mamei mele. Atât de îndrăgostită încât s-a gândit să facă absolut orice să-l aibă. Altă greșeală. Și s-a dus la... așa zisele vrăjitoare, mă rog, care umblau, cum se spunea, da, cum se spune în popor, cele care umblau cu moșmoande. S-a dus la una, s-a dus la a doua și-a vândut, din câte mi-amintesc din poveștile din copilărie, și-a vândut vaca, a făcut orice să plătească, era unica ei șansă, mă rog, era cam urâțică, să nu zic altfel. Să nu ne încărcăm karma, să ne oprim aici. Ultima dintre aceste femei i-a spus: eu am să-ți fac, tu ai să ai acest bărbat, dar primul copil care ți se va naște, ți se va naște cu semn. Și într-adevăr, primul lor copil a fost o fată care s-a născut șchioapă. Ea n-a spus niciodată decât târziu de tot, după 30 de ani de la povestea asta, a recunoscut ce a făcut și că de fapt pentru ea fusese o pedeapsă și de fapt nu s-a înțeles bine cu unchiul meu până la adânci bătrânesc, cum se obișnuiește la țară. Ei nu-și fac probleme. Relațiile sunt calme. Au atâtea de făcut că nu stau să se gândească, vai, dacă am eu tot ce-mi trebuie de la el. Oamenii sunt mai simpli și mai... mă rog, mai pământene așa, au alte griji. Deci ideea este că n-a fost fericită, nu, pentru că a forțat. Nici pe departe. Și practic, ce părere aveți despre cazul acesta? Ea ce a făcut de fapt? Nu e singură. Ea a ieșit din destin, adică ea și-a forțat destinul? A încercat să-l forțeze, dar... A trecut peste voia lui Dumnezeu? Este un exemplu foarte simplu. Întinde-te cât te ține plapuma. A scos picioarele mai mult și a înghețat. Este simplu. Deci nu trebuie să forțezi. Eu nu sunt de acord cu principiul de a te întinde cât ți-e plapuma. Nu, deci nu, ești plapuma. Că... da. Deci nu forța ce nu e al tău. Eu oricât aș vrea să am un Ferrari, poți să forțezi, poți să forțezi prin forțele tale, prin cum să spun, prin a fi tu altfel. Nu să apelezi la chestii din astea oculte și forțate în sensul rău. Da, adevărul este că este o greșeală a forțat. Așa, dacă stăm să ne gândim că nu ne întindem cât ne plac, nu mai evoluăm. Nu e vorba de asta. Eu mă refer la altceva. Sunt foarte multe femei și bărbați, fără să glumim, și am exemple, nu pot da un nume, îmi pare foarte rău, care nu apelează nici la vrăjitoare, nici la pilule, nici la magie, la nimic. Nu apelează, dar li s-a pus pata. Pe o femeie sau pe un bărbat și pe ăla îl vor. E același lucru, asta e întinsul plapumei. Pe ăla sau pe aia nu o să aibă niciodată, apropo de mătuși. Deci nu o să aibă niciodată acea persoană. O să aibă, știu eu, 3 ani, 5 ani, 7 ani, dar căsnicia sau relația să alege praful la un moment dat. Pentru că ei doi nu sunt unul pentru celălalt. Da, de sortiți. Unde știi? N-ai de unde să un om știi. Când se cramponează pentru celălalt, nu sunt făcuți unul pentru celălalt. Este o regulă universală foarte simplă. Cam adus, a venit vorba despre pericolul acesta al apelării la astfel de tehnici paranormale, oculte și așa mai departe. Nu neapărat vrăjitoare, că magia poți să o faci și acasă, deci ritualuri poți să faci și acasă. Care este impactul karmic al celor care
fac astfel de lucruri, pentru că se joacă cu focul. Se știe foarte bine că toate aceste lucruri sunt guvernate de diavol. Acum nu există jumătăți de măsură în chestia asta, e diavolul 100%. Nu există că m-am jucat sau că nu m-am jucat. Cum sunt judecați cei sau cum se aplică, cum funcționează legea karmei în astfel de cazuri? Păi ei oricum își mai pun față de sacul care l-au de dus. Fiecare dintre noi avem un sac mai greu sau mai ușor de dus până la... Te încarci foarte mult, pentru că tu nu ai voie să forțezi niște lucruri, să intri într niște zone. Pentru că cei care se ocupă cu chestiile astea cer o plată. Plata, în cazul de față, a fost acel copil. În general, suflete cer. Și plătesc oameni care nu au nicio vină, cum e copilul. Sau sora, sau fratele persoanei, n-au nicio vină. Nu sunt de acord cu dumneavoastră. Știu că este foarte greu să concepem că un copil, copilul evident n-are nicio vină, dar și spiritul acela nu întâmplător pățește acest lucru. El se naște că trebuie să treacă prin această experiență. Adică dacă spunem n-are nicio vină, ca și când am spune Dumnezeu este incorrect. Dacă conștientizează acea experiență. Dacă nu conștientizează, atunci chiar n-are nicio vină. Deci copilul, dacă se naște șchiop, de exemplu, și moare la 4 ani, nu în cazul de față, moare de la 4 ani sau la 5 ani, nu mai discutăm de conștientizare. Pentru că el nu conștientizează ce are. Bine, spiritul oricum simte. Și la 2 luni. Da, dar e greu de verificat. Iarăși este un domeniu unde... e delicat. Să vedem dacă spiritul se simte bine în trupul ăla. Sunt oameni care îi întâlnim, oameni normal care se simt bine numai în încăperi strâmte, să stea pe scaune, să se chinuie. Care au gusturi în acestea morbide. Da. Sau oameni care nu suportă lumina zilei. Ce care spune despre aceste persoane care se ocupă că nu se chinuie foarte rău să moară, iar cele care apelează trăiesc întotdeauna experiența dezamăgirii, pentru că ce-au cerut, li se ia înapoi oricum. Eu s-o părdea de fum. Adică își dau seama că totul e în zadar. De multe ori, chiar am vrut să spun mai devreme, marile oportunități, și dacă e să nu ne referim strict la afaceri, ci în general, deci norocul tău, da? De multe ori toate acestea vin, oportunitățile astea vin ascunse în spatele unor nenorociri. De multe ori ți se întâmplă ceva rău și te gândești oare cu ce am greșit, de ce tocmai mie mi se întâmplă, și ulterior vezi că pe undeva nimerești mai bine. Ai fost cumva ajutat să ieși dintr-o anumită situație, care putea să fie mult mai rea sau mai nepotrivită. Iriana, ai făcut ceva, tot dacă ne poți spune evident, un fapt, o faptă pe care ai regretat-o profund și... faptul că ai regretat-o a făcut ca pedeapsa să nu vină și a identificat acest lucru? Normal că ai, de multe ori faci, nu știu... Și invers, ceva, dacă ne poți da un exemplu, ceva rău, un lucru rău sau, mă rog, rău, mai mult sau mai puțin rău, că și răul acesta e în funcție de nivelul fiecăruia de spiritualitate, evident. Deci, mai mult sau mai puțin rău pe care l-ai făcut și ai plătit? Pentru că nu este o rușine să recunoaștem când facem ceva și până la urmă asta este. Plătim, am fost mințit. Eu am observat, de fiecare dată când mint, sunt mințită, dezinformată într-un mod care chiar mă afectează. Sau când spun o răutate, plătesc de 10 ori pe atât. Fiecare trece prin așa ceva. Nu pot să spun, da, uite, sunt specială că eu am trăit această experiență. Deci absolut toată lumea. Nu, vreau trăiește... să văd niște exemple ca să vedem întâmplă, din exemple mi învățăm se întâmplă, până la urmă. De exemplu, să fiu extrem de dezamăgită, să ajut foarte mulți oameni care ulterior îmi întorc spatele, dar mi-l întorc spectaculos. Spectaculos. Pur și simplu și exact ce spuneam mai devreme. Nu înțelegi de ce. Nu numai că nu înțeleg de ce, dar uit, fac același lucru cu o altă persoană, iar sunt dezamăgită și până la urmă am înțeles că asta este. Bine, și cum îți explici acest lucru? Probabil că asta am de învățat acum, să ajut pe altcineva și să fiu dezamăgită. Poate că în trecut eu am fost o persoană ajutată și am dezamăgit pe alții. E clar, atâta timp cât o experiență, două, trei experiențe, nu m-au învățat minte. Eu continui să fac aceste gesturi. Deci se repetă experiența. Da, eu continui să fac aceste gesturi, înseamnă că le fac pentru că așa trebuie. N-am altă explicație decât că asta trebuie să fac și atunci încerc să iau din orice
dezamăgire sau orice experiență nefericită trăită, să obțin cât de cât care este mesajul. Ce trebuia eu să învăț de acolo? E greu, de multe ori și acum, în epoca în care trăim, și n-ai timp tot timpul să stai să filozofezi. Dar mi s-a atras atenția, ai grijă. Trebuie să fii atentă la semnale, la mesajele pe care le primești, să nu le mai ignori, pentru că ignorându-le îți faci rău. Ai grijă, nu mai pune la suflet, pentru că de-aia ești tu făcută. Să fii dezamăgită, eu în special sunt dezamăgită de prieteni. Prietenii mă dezamăgesc. Dumneavoastră, ce experiențe ați mai avut? Eu aș spune că una din experiențe, și asta o să poate dovedi foarte simplu că am un semn pe mână. Am venit într-o pauză la liceu, eram la liceu, am fugit, liceul era foarte aproape de casă, foarte aproape, la vreo 5 minute, am fugit să mănânc, aveam o pauză de o oră, am venit, era străbunica mea, Dumnezeu să ierte, moartă de mult, și fiind în grabă repezit, am ridicat tonul la ea. Hai, dă-te la o parte, chestii de genul ăsta, că am treabă și nu știu ce. Cum am ajuns la liceu înapoi, fiind cald, am deschis geamul. În momentul când am deschis geamul s-a spart și mi-a căzut pe mână și am două tăieturi. Astea sunt atunci. Deci ați rănit o persoană care... Exact, și am fost rănit. Deci eu am rănit probabil sufletește, pentru dar că... Dar durerea probabil că a fost probabil curie. Și imediat a fost. Deci a fost o chestie la o jumătate de oră. Imediat a fost... Se întâmplă să-ți primești răsplata după aproape, 10 minute. Exact, poate după 10 ani. Se întâmplă să-ți știi. Primești după 30 de ani. Nu ce știi niciodată. Exact. Ce se întâmplă cu morțile violente? Cei care mor violent? Ce se presupune? Sigur, nu putem avea un răspuns absolut adevărat, că nu, numai Dumnezeu știe exact, dar măcar să încercăm. Hai să presupune din studiile care s-au făcut, inclusiv de Mina Minovici, au spus că cei care... Așa a murit. Cei care mor violent, el a spus că își termină karma. Cei care mor asasinați și cei care mor violent. Morți violente sunt cei care și-au terminat ciclul evolutiv. Karma. Toți cei care mor își termină exact, karma. În general, da, dar vorbesc de ciclu evolutiv de reîncarnare. Eu la reîncarnare mă stabilește asta iarăși... o moarte este violentă sau nu. Pentru noi pare violentă, că exact. La lovit mașina și... Păi este violentă, pentru că este violentă pentru noi, cei care aflăm vestea. Da, da, oamenii sunt șocați. N-a fost violent, așa este. Deci el a murit în jumătate de secundă. Poate pentru el asta este de fapt o răsplată. Da, dar cei care sunt asasinați e clar că au un destin violent. Da, cei care sunt... E greu depinde să spunem. Deci în afară de faptul că își termină acest ciclu evolutiv, altă explicație mai există? Adică există un anumit tip de greșeală care ar atrage nu, asemenea nu se poate moarte. Etalona, nu există etalon. Cum am pune la metru sau la kilogram. Sau, nu, e greu de... Pentru că este o lume pe care noi o putem atinge și în același timp nu o atingem. Da, dar nici n-aș vrea să se creadă că nu există această lege a cauzalității, adică că unor putem plăti fără să avem vreo vină. Adică aș vrea să se înțeleagă că există această lege cauză de efect. Am vrut să spun defect. Majoritatea oamenilor care văd numai așa nu există. Dar pentru cei care într-adevăr s-au lovit și continuă, pentru că e foarte important tradițiile populare românești și bunica și bunicul când spunea cu tare, cu tare, cu tare, țineau drumul tău, e bine să meargă așa și merge așa, nu spuneau degeaba. Exact. Transmis din generație în generație. Acum nu ne interesează decât aia și aia, că mi-a căzut sticla pe picior sau am lovit mașină, nu mă interesează de ce mai am ales la, în sate, chiar este această vorbă populară, uite ce a făcut și uite ce a pățit săracul sau cum a murit. Deci probabil că nu sunt complet aleatoriu spuse aceste lucruri, pentru că înțelepciunea populară și înțelepciunea omului bătrân este o înțelepciune autentică. Da. Ați întâlnit persoane care persistă într-o greșeală și să-i vedeți, să vedeți exact plata pe care o primește la un moment dat? Prieten, adică să studiați pur și simplu comportamentul. Prieten al meu foarte bun prieten al meu, ciudat, studiază această e zonă, studiem într-un fel, nu pe karmă, dar în general. Și în România cât a stat, el face foarte des India. În România existau perioade, în vara mai ales și spre toamnă, când nu exista să nu aibă săptămână sau, hai să spun, în cel mai rău caz, două săptămâni, lovea mașina. Că era din vina lui, că era din vina altă, lovea mașina. Măi, și am spus când a plecat prima dată în India, măi, vezi că cu mașinile astea e o chestie, e un semn pe care tu deocamdată poate nu-l vrece. Hai, bă, glumești. Bun.
S-a urcat, a avut noroc, s-a urcat în primul autobuz, prima dată când a fost, autobuzul a avut accident, el n-a avut nimic, deci prima dată. A fost a doua oară în India, la fel, a treia oară în India, tot cu autobuzul, a patra oară nu s-a mai urcat în autobuz, s-a sfârșit în aer, a fost atentat. A cincea oară și-a închiriat motocicletă și a mers și a dat unul cu mașina peste el. Și are mâna... Dar a scăpat din toate. A scăpat din toate, dar are mâna, a avut numai capul spart și clavicula ruptă, dar clavicula fiind spartă a secționat nervul. Și mâna lui nu mai este funcțională. Deci semnele au fost... Și după asta și-a venit și-a vândut mașina și nu mai merge cu mașina. El cum este? Asta vreau să vă întreb, numai puțin. Cum este el ca persoană? Este un bărbat agresiv? Care... Da, este un bărbat agresiv, nu în sensul... deci e greu de scos din papuci, dar și când e scos din papuci e agresiv verbal, nu fizic. Verbal. Te face... Adică jignește oamenii sau poate nu să jignește, te șocheze? Nu, jignește, nu, urlă, nu jignește, nu aruncă cuvinte, nu înjură, nu... dar are un temperament mai... Și în afară de acest lucru ați mai identificat vreun defect pentru care ar fi trecut prin aceste experiențe agresive, violente din partea destinului? Nu. Alte experiențe pe plan afectiv tot la el au mers pentru că același lucru ce-l discutam mai devreme... I s-a pus crampon pe persoane pe care își găsea, căuta prieteni numai la nu, fel, să arate... Să nu lăsăm acum, dar intrăm în... să nu dăm senzația celor care ne privesc că dacă ți se întâmplă ceva, nu știu, ai două accidente nu de mașină, două accidente, nu te mai scui în mașină, nu. Adică sigur, să nu sigur. Că poți să-l ai și în casă dacă trebuie să plătești pe direcția categoric, asta. Categoric. Regulile sus sunt mult mai complicate decât le percepem noi. Dar eu vreau să discutăm... Două persoane pot fi, să zicem, pedepsite prin același lucru, numai că ele le percep altfel. Și sunt pedepsite prin același lucru, ele făcând lucruri diferite. De exemplu, sunt două persoane cărora le mor copiii, da? Fiecare o simte altfel, fiecare pentru altfel de vină. De cu totul altă natură. Nu ai cum să pui o etichetă asupra unei anumite greșeli, primești pedeapsa asta, după cum nici exact, nu se poate o persoană, fiecare își primește genul de pedeapsă pe care el o poate înțelege cel mai bine și o poate simți cel mai bine. Pentru că dacă îți lovești mașina, poate să nu te intereseze, exact. Nu dai doi bani, e un fier, se repară, da? Pe când, nu știu, o altă persoană dacă își lovește mașina plânge două săptămâni că s-a chinuit să-și cumpere. Fiecare o simte altfel. Și atunci pedeapsa pe care o primești sau răsplata pe care o primești, că de ce să nu vorbim și de răsplată? Sigur. Este în funcție de fapta pe care ai făcut-o și de cum, cât de bine poți tu să o percepi. Pentru că aceste deblocări sunt oameni care, spre exemplu, neavând bani, împrumută o sumă de bani făcând un efort uriaș și la o zi, două sau trei, primesc o sumă de 10 ori mai mare. În momentul acela ei, pentru că i-au demonstrat universului că sunt capabili să dea neavând un efort, au deblocat niște probleme pe care le-au avut și universul i-a răsplătit. Adică sunt cazuri concrete de oameni care, într-o manieră de-a dreptul miraculoasă, exact. Au rezolvat care anumite drumul după anumite lucruri de genul ăsta. Pur și simplu oameni care erau 100% materiali și nu vedeau viața decât prin sfera materială, și sfera materială nu e numai sfera banilor. De la un șoc din acesta, imediat s-au schimbat. De aceea li se și recomandă materialiștilor să dăruiască lucruri, nu neapărat lucruri la întâmplare, ci cele la care țin cel mai mult. Din păcate am ajuns la finalul emisiunii, ar fi multe concluzii, dar în primul rând eu ce am reținut din ceea ce ne-ați spus, că nimic nu este întâmplător, că aproximativ totul, dacă nu chiar totul se plătește pe lume și că ar fi bine să fim cât mai atenți cu ceea ce gândim și cu ceea ce facem. Suntem ceea ce gândim. E corectă concluzia, da? Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare, iar pe dumneavoastră vă așteptăm și sâmbăta următoare. Până atunci, alege să nu te pierzi și privește lumea detașându-te de ea. O săptămână minunată! La revedere!